Vă salut, prieteni! Iată-ne că am ajuns și ziua în care reușesc să fac acest filmuleț cu tăierile la boltă la Vița de Vie. Încă de astă toamnă mulți mi-ați cerut dintre voi acest filmuleț. Vă explic cum ar trebui să conducem butucii, cum ar trebui să tăiem, astfel încât să avem o boltă frumoasă, bineînțeles, dar și recoltă frumoasă și de calitate, un butuc bine garnisit, și astfel încât să-l putem gândi și tăia an de an după același principiu, același sistem. Bun, haideți să-i dăm drumul la treabă. O să încerc să schițez o boltă aici pe tăbliță. O semiboltă. Sper că mai țineți minte clipul în care vă explicam tăierea ghiuioc tot aici pe această tablă, la Vița de Vie. O să vă trebuiască câteva principii și aici. Dar înainte de a începe explicația propriu-zisă, vreau să vă spun că într-o boltă Vița de Vie se plantează mai des decât în sistem clasic. Și de ce acest lucru, imediat o să vă explic. Deci, la boltă plantăm Vița de Vie undeva la 40-50 cm între butuci. Și haideți să vedeți de ce. Fiindcă, teoretic, într-o boltă ar trebui să avem ceva de genul acesta. Deci ar trebui să avem un butuc etajat, cu etaje de rodire. Însă acest lucru este foarte greu de realizat, sau aproape imposibil de realizat, fiindcă Vița de Vie este o liană, este o plantă care polarizează foarte mult. Ce înseamnă acest lucru? Vă mai spuneam și în altă parte, fiindcă creșterile la ea tind să se facă din vârful plantei, creșterile abundente. Și în această situație, noi am avea, această situație teoretică, să zicem, dacă am ajunge până aici, e greu să ajungem și aici, la Vița de Vie, și în această condiție, dar să zicem că am avea această situație deja realizată, creșterea la Vița de Vie ar fi ceva de genul ăsta. Sus foarte mari, jos din ce în ce mai mici, iar pe ultimul etaj, anemice, sau mungurii vor rămâne dorminți. Deci, noi nu vom obține producție pe primul etaj, se va degarnisi și, practic, până la urmă, vom rămâne tot cu ultimul etaj. Însă noi vrem o boltă, vrem o acoperire cât mai mare a bolții cu frunze, cu material vegetativ și struguri, bineînțeles. Din acest punct de vedere, în această situație ipotetică, butucii erau plantați la distanța pe care o plantăm noi în schema clasică, să zicem. La struguri de masă, 2 metri, 2,50 metri în funcție de sol. Însă, cum acest lucru vă spun, este foarte greu de realizat sau chiar imposibil de realizat. Noi o să avem nevoie de plantări mult mai dese, 40-50 cm între butuci, astfel încât să putem crea etajele din mai mulți butuci. Și atunci va fi ok. Deci, practic, noi plantând butucii des, a să fac de nou, deci plantând butucii la 40-50 cm, vom putea face următorul lucru. Schimb culoarea, deci aici va veni butucul următor, 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 aici va veni butucul următor. În asemenea
situații, noi creăm etajele fructifere pe sistem GUIO, ce v-am povestit și eu și altă dată, tot aici la tablă, însă este un sistem viabil. Practic, fiecare GUIO, fiecare butuc are GUIO-ului, doar lungimea tulpinii diferă. Și atunci, noi stompăm polaritatea aceasta foarte mare a viții divine. Cu un singur etaj, vița divină are unde se plece decât mugurii din singur etaj pe care îl are. Deci nu are cum să se manifeste fenomenul de polaritate. Practic, se creează în această situație trei etaje fructifere. Bineînțeles, în funcție și de înălțimea spalierului pot fi 4, și aici trebuie adaptate iarăși distanțele între butuci, dar sub 40, hai să zicem 30 cm între butuci, deja concurează rădăcinile, zic că concurează prea mult rădăcinile și nu ar fi ok. Deci mai putem mări, bineînțeles, un pic brațele, asta în funcție și de vigoarea soiului, în funcție și de fertilitatea soiului. Însă principiul de bază acesta este, deci evităm butucul etajat, fiindcă nu va da rezultate, va tinde să polarizeze și încercăm să formăm etajele din mai mulți butuci. Acest lucru va fi super ok. Practic avem mai mulți butuci GUIO. Aici, acestea nu sunt cordoane, sunt, cum vă explicam și la GUIO, sunt corzi anuale care au rod. Bineînțeles, aici avem și cepii. De siguranță, nu mai repet GUIO încă o dată. Din cepi în fiecare an vom forma corzele de rod și alți cepi de siguranță și tot așa an de an. Bun, acesta este un fel de a forma bolta. Însă, ce dezavantaje are? Pe lângă avantajul menționat mai înainte că scăpăm de polarizarea vițelor, însă gândiți-vă că în acest sistem avem practic 3 etaje de rod, însă lăstarii se vor aglomera de la primul etaj până la ultimul etaj din 5 mai mult. Și în asemenea situații, practic ce înseamnă aglomerarea lăstarilor? Înseamnă boli, înseamnă năcaz. Deci, lăstare aici, lăstare aici, lăstare aici, deci se până sus ajungem o pădure. În asemenea situație, noi practic ar trebui să venim cu lăstarii, ca să fie o treabă bună și bolta să ne iasă și struguri să mâncăm, ar trebui să venim cu lăstarii, să zicem, lăstarii primului butuc sau primului rând fructifer, venim până la baza celui de-al doilea butuc, după care nu-i palisăm în sus, ci vom aplica în jos. Deci vor veni aplicați. Deci va fi o sârmă aici, oricum vine o sârmă. Deja nu se mai înțelege ce am desenat eu aici. Însă pe sârma a doua, lăstarii nu mai vin conduși în sus, ci vor veni scoși în afară spre exterior, ori în exteriorul bolții, ori înăuntru bolții. Este un lucru cam migălos, este un lucru cam urâțel, dar ca să putem avea și struguri și boltă frumoasă, asta este singura soluție. La fel și aici. Sus, lăstarii care vin de la rândul 2 fructifer, noi continuăm sus. Și după această sârmă îi scoatem în exterior sau în interior. Deci vor veni aplicați, suspendați sub propria greutate. Deci vor veni agățați doar de prima sârmă, după care îi lăsați în jos. Și bineînțeles, lăstarii ultimului butuc vor crește sus și vor acoperi bolta. Cam acesta ar fi principiul. V-am zis avantaje și dezavantaje. Bun, acesta este primul fel de a forma boltă. Voi alegeți. Haideți să vă arăt și altă modalitate de a forma bolta.
care, bineînțeles, are și ea avantajele și dezavantajele ei. Bun, o altă modalitate de a forma butuci în boltă, iarăși acele distanțe mici de plantare, 40-50 cm, ar fi următoarea. Butucii vor fi formați pe o tulpină de 70-80 cm. Din vârful sau din capul tulpinei vom lăsa un cep și o coardă. Ia să facem așa. Deci cicul albastru este tulpina. Cicul roșu sunt corzi anuale. Putem forma așa butucul și nu mai avem probleme cu lăstarii, fiindcă toți lăstarii vor pleca foarte frumos . Bineînțeles că ei se vor intersecta, însă există suficient spațiu pentru toată lumea. Deci nu o să se aglomereze mai mult de la un etaj la altul. Va apărea ceva din genul ăsta, iar strugurii vor fi uniform pe toată suprafața bolții unde am avut coarda anuală, bineînțeles. Însă și în acest caz, coarda de rod fiind verticală, avem probleme cu polaritatea viței vivie. Iarăși, în anumite condiții, creșterea lăstarelor va fi spre vârf cea mai mare și din cinci mai mică până la bază. Din această cauză, acest sistem de boltă este ok, însă trebuie avut foarte multă grijă și atenție la el. Fiindcă se poate forma un butuc și scăpa de polaritate, însă lungimea corzii de rod, deci coarda de rod aceasta roșie, trebuie mărită an de an. Nu vin în anul 4 și las 2 metri de coardă de rod, niciodată, că atunci avem polaritate maximă. Butucul nu este viguros, nu are forță să ducă toți mugurii și atunci pleacă din vârf. Iar la bază rămân mugurii dormiți sau vor crește lăstarea anemici. Deci în acest caz trebuie să o luăm treptat. An de an, butucii se formează în 7-8 ani. An de an mărim numărul de ochi pe această coardă fructiferă, observând cum cresc și cum evoluează lăstarii. Eu aș spune în anul 3 lăsăm 4-5 ochi, restul plivim, cum vă mai explicam eu și la Ghio, în anul 3 avem de-a face cu plivitul pentru a forma tulpina, în anul 4 lăsăm dublu, 6-7 ochi, în anul 5 încercăm iarăși dublu, dar în funcție și de creșterile pe care le-am avut, trebuie observat. Astfel încât se poate ține sub control polaritatea, însă numărul de ochi lăsați pe butuc, sarcina de ochi, trebuie să fie corespunzătoare cu forța, cu vigoarea butucului. Atunci, dacă i-a lăsat un număr suficient de ochi, butucul are vigoare, o să împingă toți mugurii, o să crească toți lăstarii și vor forma butucii faini. Dacă butucul este slab, atunci va porni doar mugurul din vârf sau mugurii din vârf, cei de la bază rămânând slab dezvoltați sau chiar mugurii dorminți. Mie, sincer, îmi place acest sistem de pergolă mai mult. Bineînțeles, aici lăstarii pot continua în funcție de înălțimea bolții, pot continua și așa. Deci nu trebuie duși, nu mai scrie, nu trebuie duși doar până la colț, lăstarii pot fi duși așa, dar v-am spus, treaba aceasta se întâmplă în an.
în ani de zile, deci odată cu creșterea vigorii, creșterea sistemului radicular a butucului. Bun, deci cum vă spuneam, mie această metodă îmi place, doar că este mai dificilă, trebuie observat an de an cum cresc butucii, cum se dezvoltă și ținut aproape. Aceasta este a doua metodă de a forma bolta. Haideți să scriu și aici distanța dintre butuci, 40 de centimetri, să zic eu. Și aici, la prima variantă pe care v-am arătat-o, cea cu tip guyot, etajat, doar că avem de-a face cu tulpine diferite ca înălțime. Ar mai fi ultima variantă pe care o văd eu, însă aceasta nu se pretează la toate soiurile, se pretează doar la soiurile care știm că au mugurii fertile de la bază. Deci este ceva mai dificil. Iarăși avem aceeași distanță între butuci, 40-50 cm. Iarăși avem tulpini de 70-80 cm înălțime, din care nu vom mai lăsa, acesta este cep ce vine stânga, cepul de înlocuire întotdeauna trebuie să fie într-un butuc, fiindcă din el refacem butucul, ca să nu mai vorbim prea mult despre el. Deci din capătul pinei nu va mai veni o coardă anuală din care vor crește lăstarei, ci va veni un cordon iar pe cordon vom avea cep. E vorba cam simula cordonul speronat, doar că aici este vertical. Treaba aceasta, iarăși ca în cazul 2, este mai migălos de efectuat, însă dacă butucii își au un avans în ani, deci au 5, 6, 7 ani, polaritatea este vizibilă mai puțin decât la cazul 2. Însă vă spuneam, acest tip de conducere a butucilor se pretează doar la soiurile de viță de vii care au mugurii de la bază fertili. Fiindcă se va tăia în cepi scurți de 2 ochi și dacă ei nu sunt fertili, atunci nu mâncăm struguri, mâncăm doar frunze de sarmale. Și acest lucru nu-l vrem. Și nu în ultimul rând, vreau să vă prezint și o cărțulie frumoasă. O mai găsiți prin anticariate. E vorba despre cultura viții de vii în boltă, scrisă de Sârghi Trandafir. Aici veți găsi mult mai multe sisteme artistice de conducere, să zic eu, tot felul de minunății, de lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit, de la conducerea viței de vii pe balcoane la etaje, deci 3-4 nivele, până la tot felul de copertini, planșee, semi-boltă, pergolă cu tot felul de brațe și așa mai departe. Este o carte scrisă foarte fain, scrisă din experiență, deci o carte practică în primul rând. Vă recomand din suflet, o mai găsiți prin anticariate. Nu vă fac reclamă la ea, cartea este veche, a apărut în 86 la editura Ceres, însă mai este de găsit. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că informațiile v-au fost de folos, sper că m-am făcut înțeles și că veți putea, pe baza acestor câteva desene, să vă faceți o boltă frumoasă în curte cu rezultate faine. Până la următorul filmuleț, dați-ne un like, abonați-vă la canal, țineți aproape de noi, sper că informațiile sunt faine și spor la grădinărit. Numai bine!